Bine ați venit la programul nostru de știri. În timp ce presa din vest înfățișează armata siriană ca fiind o forță de stat represivă, care ar ucide mii de oameni fără milă, jurnalistul francez Thierry Messon relatează. Armata siriană este o armată care are datoria să apere. Ea este o armată a poporului și este de neînchipuit ca aceasta să fie manipulată pentru represalii politice. De scurt timp, regimul a autorizat miliția de vecinătate. Aceasta împarte arme la cetățenii care și-au asumat răspunderea ca timp de 2 ore pe zi să vegheze asupra vecinilor pentru a se putea apăra militar. Deci, dacă armata siriană este compusă din poporul însuși, ar trebui ca fiecare om să-și pună întrebarea cine sunt de fapt adevărații făptași ai acestui război confuz. Vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!